Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Astăzi sunt la Sibiu, prieteni. Sunt la Astra Film Festival, cea mai importantă sau cel mai important eveniment, de fapt, pentru filmele documentare din România. Astăzi o să fiu prezent și la o dezbatere care va avea loc după ora 19 la Cinegold, alături de Alexandru Dima, Claudiu Pândaru și Cristian Năsulea. Mâine voi fi prezent la o dezbatere cu jurnaliștii de la Recorder. De ce? Pentru că aici se aduc cele mai importante filme documentare din România. Filme de investigație, filme despre societate, filme despre noi, să spunem așa. Dar ce vă propun astăzi este cu totul și cu totul diferit. Și n-am mai încercat lucrul ăsta niciodată și trebuie să vă spun sincer că am emoții. E destul de greu să vorbești despre tine, să ieși din sfera ta de confort și mai ales în țara asta să vorbești despre dragoste. E greu, e foarte complicat. Dar aici la Sibiu, la Astra Film Festival, există o secțiune numită Dragoste Eternă. Există așa ceva? Și la poporul ăsta există dragoste eternă? Oare iubim diferit față de alții? Mai bine, mai rău? O să vă spunem o poveste astăzi. Și de la povestea asta pe care o să auziți, este povestea unei piese de teatru care se joacă în această după-amiază la Sibiu. O să pornim într-o judecată a noastră, a lor, a vremurilor trecute și prezente. Și ca să spun povestea asta, l-am adus alături de mine pe scriitorul Radu Vancu. Salut, Radu, bine ai venit. Salut, Cătălin, mulțumesc pentru invitație. Pentru tine e mai greu și nu prea greu. Tu ești scriitor, poet, chiar acum lucrezi pentru un festival de poezie. Cum mi-ai spus că e poezie mai tandră, mai... Mai tandră, mai atroce, cum e viața. Deci pentru scriitor e mai ușor. Deși eu știu că toată România îl cunoaște pe Radu Vancu pentru organizarea protestelor de la Sibiu de aici. Vă vedem. Eu sper că o să avem ocazia să vorbim și despre tarele societății românești în curând și de multe ori. Ultima dată noi doi ne-am întâlnit tot pe calea undelor vorbind despre plagiate, când domnul Sorin Câmpeanu v-a zis cum v-a zis Radu Vancu că v-a zis într-un fel. Habarniști și în alte feluri, nu mai țin ceva exact. Manipulatori, nu? Adică încercați... Și habarniști și manipulatori și... Mă rog. Da. Prefer să nu le rețin, de fapt. Ok. Dar astăzi, Radu Vancu, te-am chemat să vorbim despre dragoste pentru că tu, hai să nu spun te îngrijești, dar vei modera conferința finală a acestei secțiuni Dragoste Eternă, în care vedem și această piesă de teatru cu o poveste absolut uluitoare. O poveste din acele grele încercări ale omenirii. Și am marea rugăminte să-l ascultați pe Radu Vancu povestind, pentru că imediat, la 0372069599, va trebui să facem o judecată acestui caz, cum îl vedem 60 de ani mai târziu. Așadar, Performing Juliet, despre ce e vorba? E o poveste dublă, în sensul în care vorbim și de stele duble, cu stele cu miez dublu, care au o gravitație cu atât mai puternică. Prima poveste e cea a piesei de teatru, cum ziceai tu, care pleacă de la un fapt real. Scriitorul maghiar Andraș Vișchi, unul din cei mai importanti scriitori de azi, a trăit primii ani, copilăria foarte mică, la Lătești, în domiciliu obligatoriu, alături de mama sa și de alți 6 frați ai lui. El era mezinul. Lătești e lagărul de concentrare, mă rog, cunoscut pentru faptul că acolo au fost deținuți Paul Goma, Nicolae Balotă și alți intelectuali de vârf. Mama lui Andraș Vișchi era soția unui deținut de conștiință, prizonier politic, și s-a propus de către un avocat activist comunist să divorțeze de soțul ei pentru a se căsători cu el, deși nu era niciun fel de relație dintre ei, era un fel de mic șantaj, spunându-i dacă divorțezi de soțul tău care e în închisoare ca prizonier politic, vei fi eliberată de această culpă, vei fi eliberată împreună cu copiii tăi din lagăr și ăsta era târgul propus de fapt. Ea trebuia să aleagă între două fidelități ale inimii ei, două fidelități fundamentale. Una față de soț, cealaltă față de cei 7 copii. Un fel de Sophie's Choice, schimbând tot ce-i de schimbat, pus în lagărul de la Lătești. Asta e, nu știu dacă să fac spoiler sau nu, dacă să spun ce alege sau nu, dar asta e
tensiunea fundamentală din care se naște Giulietta lui, a lui Vișchi. Care era acuzația pentru soțul său? De ce era acolo? În la... Activități anticomuniste. Asta putea fi orice. Putea fi orice. Plus faptul că era greco-catolic, plus faptul că era preot, deci erau mai multe culpe care concurau la această decizie, la această condamnare. Și condițiile de viață în acest lagăr, să-i spunem? În piesă se spune limpede, lagărul nu era conceput pentru copii, era o raritate, o excepție faptul că ea se dusese cu copii, iar mama, se spune explicit, se aștepta ca toți copiii să-i moară. Să-i moară? De... Să-i moară. Pentru că erau, nu aveau mâncare, nu aveau haine, nu aveau medicamente, nu aveau nimic pentru trai. Deci ar fi putut să-și salveze copiii, spui, dacă divorța. Asta era. Dacă divorța de soțul ei condamnat politic. Asta mi se pare înfiorător, o astfel de, să ai parte de astfel de alegere. Da, asta e dragostea de care e vorba. Nu e dragostea erotică, sau e și ea în ceea ce privește relația cu soțul absent. Este și dragostea maternă față de copiii ei. Când fidelitățile tale devin contradictorii, ce alegi? Când iubirile tale fundamentale devin contradictorii, ce alegi? Asta e tensiunea. Atenție, oameni buni! Noi vorbim despre piesă de teatru care se joacă în seara asta la Sibiu. Ea, cartea asta a primit mai multe interpretări, dar povestea e reală. Adică tot ce am spus sau tot ce va povesti Radu Vancu în acest moment este un lucru care s-a întâmplat în 1958 aici pe teritoriul României. Și bănuiesc că nu-i singura familie care a trecut prin așa ceva, adică trebuie să fost multe cazuri asemănătoare. Aici a existat un scriitor, copilul cel mic devine scriitor și spune povestea. Celelalte, evident, s-au pierdut, celelalte tragedii despre care vorbesc și care cu siguranță că au existat. N-au avut, cum se spune în Hamlet, ca să pomenesc altă piesă a lui Shakespeare, nu? N-a existat supraviețuitorul care să ducă povestea mai departe. Sunt multe femei care și-au așteptat bărbații plecați în închisori, duși în închisori cu forța. Trăim și astăzi astfel de evenimente într-o altă cheie, cea legată de război, familii despărțite și familii care suferă cumplit. Noi v-am dat doar o ilustrație. E genul de film și e film important sau genul de producție pe care o puteți vedea. Da, asta e piesa de teatru. Okay. Și din ea s-a născut un film, de asta ziceam că e o poveste dublă, da. Care va fi și el proiectat astăzi. E o actriță din Chicago, Melanie Lorraine, a fost atât de prinsă de această piesă încât a jucat-o de peste 300 de ori în Chicago, maniacal cumva. Ea trecea la rândul ei printr-un divorț foarte complicat alături de un soț abuziv și filmul documentar care e regizat de Andras Vișchi, de autorul piesei, este despre cum joacă ea această piesă și cum se oglindește în această tragedie a piesei lui Vișchi. Drama iubirii ei și a divorțului ei. Hai să facem în felul următor. Eu o să lansez câteva întrebări. Poate o să te rog să răspunzi și pe tine, Radu Vancu, să zic așa. Dom'le, cum judecați voi această întâmplare? Sunt foarte curios care-i punctul vostru. Dar de fapt e mai simplu. Ce ați fi făcut într-o astfel de situație? Copiii sau iubirea, devotamentul față de persoana pe care o iubiți? Ce faci într-o astfel de situație? Cum alegi? Și mă gândesc că de-a lungul vieților voastre sunt sigur că ați avut alegeri dificile de făcut în cuplu, în dragoste, în familie. Care e alegerea cea mai dificilă pe care ați făcut-o? Știu că e greu să vă întreb asta, dar uneori e nevoie și de curaj. Sunt sigur că veți însufleți și alți oameni. Deci dacă ați trecut prin momente de dificultate majoră, eu chiar vă rog să sunați la 0372069599. Îl repet și pentru că știu că sunt oameni care vor vrea să facă asta întâia oară, 0372069599, și răspunde și la întrebarea asta pe care o adresez acum lui Radu Vancu. Erau mai trainice, mai puternice familiile de altă dată? Eu cred că natura umană nu s-a schimbat așa mult în câteva mii de ani de istorie. Asta înseamnă că nici iubirile noastre nu sunt mai intense sau mai puțin intense decât cele ale antecesorilor. Cum spuneai și tu, cu siguranță genul ăsta de tragedie se repetă chiar acum în Ucraina sau în alte zone foarte complicate de pe glob.
Și oamenii trec prin genul ăsta de alegeri tragice și din păcate vor trece atâta vreme cât vor fi oameni. Declar dezbaterea deschisă. Ne vedeți astăzi și pe Facebook 0372069599. Deschidem. Domnul Bejan e un nume de familie, de obicei ne prezentăm cu nume mici aici la România în direct, dar așa e acum. Domnul Bejan, bună ziua! Bună ziua! Vă ascult! Nici nu știu cum să încep și să-mi mulțumesc domnului căruia i-ați luat interviu înaintea mea, că a deschis subiectul acesta. Eu sunt unul dintre copiii care au trăit această dramă. Tatăl meu a fost militar român care a pus bazele ambasadei României în Israel. Și am să vă povestesc puțin pe scurt, pentru că am trăit tragedia de la Lățești. Eu și cu sora mea. M-am născut în Israel la primul mandat al tatălui meu ca atașat militar a României în Israel. Tatăl meu a pus bazele ambasadei României din Israel. Ambasada care face obiectul certurilor dintre politicieni astăzi. După 4 ani după terminarea mandatului, tatăl meu a venit, ne-am întors în țară, eu mic, sora mea născută proaspăt, și regimul comunist mi-a spus tatălui meu, mai îți dăm un mandat să pleci, dar cu o singură condiție, familia ta să rămână în țară. Și? Pentru că așa putem să te avem sub în control. Supraveghere și ce a ales în tatăl? Control. Ce a ales tatăl? Și tata a ales un lucru extraordinar, dar mama a ales un lucru și mai. Deci povestea care ați prezentat-o dumneavoastră este extraordinară. Povestea care am trăit-o eu este ceea ce spuneți dumneavoastră, viața bate filmul și noi la fel. Vă rog. Spunem. Tatăl meu a ales să plece, ne-a lăsat aici, în București, dar tragedia s-a întâmplat la 6 luni după ce a plecat tata. A venit o dubă a securității cu cel mai bun coleg de-al tatălui meu, care într-o noapte de la ora 12 la ora 1 ne-a luat pe mine, pe mama, pe sora și ne-a urcat într-o mașină deschisă, cum au astăzi jandarmii. Erau acele crazuri sau camazuri mari ale poliției care ducea militari de obicei se ducea. Și ne-a luat și ne-a dus în Bărăgan. Am ajuns la, o să vă povestesc pe scurt, am ajuns la poarta lagărului unde eram... Nu pot să vă spun câte familii, cu copii, cu toată lumea plângea și a avut foarte mare dreptate domnul când a spus că nu erau pregătiți pentru copii. Copiii care intrau acolo erau sortiți pe irii să moară. N-aveau nicio, nu exista lapte, nu exista nici cele mai mici semne de viață pentru copii, să spun așa. Și mama a avut o chestie de inteligență sau de strălucire sau i-a venit ceva în cap, a cerut gardianului un militar, i-a cerut voie să se dea la o parte în noaptea care nu pot să vă explic ce întuneric și noaptea era în câmp, să se dea la o parte cu noi să facă necesitățile fiziologice. Îmi cer scuze, am foarte emoții, foarte mari emoții, mă încearcă o chestie care nu pot să o descriu. Și s-a depărtat puțin mai departe și s-a pierdut în noapte cu noi doi în brațe, cu un singur cerceaf cu hainele de care aveam nevoie schimburi și a urcat pe calea ferată și a mers exact în partea opusă, până la un moment dat unde am ajuns la o gară. Nu pot să vă spun câți kilometri, nu pot să vă spun cât timp, eu și acum încă mai am tăieturi de piatra cubică după calea ferată care ne le-a lăsat pe picioare. Și să trecem de faza de chestia asta, a ajuns la o gară, a plătit, nu știu, bani mulți, unui
domn din gară să-i dea un telefon cuiva. Acel cuiva era un domn din Arad, care era prietenul tatălui meu, care era secretar de partid pe județ și care i-a spus că a venit și ne-a luat comuniștii. Și acel om mi-a spus, spune-mi unde te afli, dă-mi-l pe domnul la telefon și a spus adresa și zice, ascundeți-vă și vii mâine seară în același loc. Și mâine seară în același loc am venit cu mama, cu amândoi, mama cu mine și cu sora mea, și a venit un IMS-ul de la partid și ne-a luat și de atunci a început viața pentru noi. Dar cu tatăl când v-ați revăzut? Cu tatăl meu, eu m-am revăzut după 20 de ani și mama mea s-a revăzut cu tatăl meu în Germania după 17 ani. Dar l-a iubit la fel ca și în ziua când s-au despărțit. Tatăl meu a ajuns general de 4 stele în armata izraeliană. Și tatăl meu este, probabil că toată lumea a auzit și îl știe, Marele Alb, este generalul care a anchetat atentatul de la, de la Olimpiada de la München. Dar părinții dumneavoastră au mai rămas prieteni sau împreună după această întâmplare? Părinții teribilă? Mei au rămas împreună ca și cum nu s-ar fi despărțit niciodată. Tatăl dumneavoastră a știut ceva de povestea asta atunci? Da, a știut imediat. A știut imediat că colegul lui ne-a luat din casă. Miza era ca să-l determine pe tata să se întoarcă sau mama să renunțe la... N-ar fi lăsat în casă dacă mama mea renunța și divorța de tata. Este exact același scenariu. Deci miza a fost să nu ne deporteze și a spus nu, eu nu pot să-mi părăsesc soțul și ce-o fi, o fi. Cumva viața le-a rezolvat. După ani ați înțeles sacrificiul ăsta? După ani am înțeles-o pe mama și după aceea l-am înțeles și pe tata. Deci... În opinia mea, prima dată, când am crescut mai mare, am zis, dacă era tata cu noi, ne era mai ușor. Dacă era tata cu noi, mai ales că era un om puternic, era militar de carieră, eram toți împreună și era mai ușor. Dar el a plecat tocmai cu gândul să ne scoată de aici. Tocmai că el, făcând parte dintr-o anumită structură, știa ceea ce se va întâmpla. Gândea la ceea ce va urma. Și n-a greșit. Și acum îi mulțumesc. Că după aceea am plecat și eu și am ajuns cumva după 17 ani, după 20 de ani, să ne reîntâlnim și să trăim, dar traumele care ne-a produs acele clipe, nu pot să vi le explic și e greu. Și de-aia vă spun că iubirea niciodată nu moare, indiferent de împrejurări. Fabulos. Mulțumesc mult, domnule Bejan, că ați sunat. Mulțumesc. Extraordinară poveste. Și eu vă mulțumesc. Spor la treabă. Da, e răvășitor. E exact cum spuneai și tu, acest gen de tragedii. De fapt, în cazul ăsta e o tragedie cu happy end. Există și specia asta, chiar dacă rară, chiar și la Aristofan și la Euripide. E într-adevăr, cum spuneai tu, în cazul ăsta viața le-a rezolvat. Dar pentru această poveste fericită există sute, poate mii de alte tragedii care nu s-au rezolvat așa. Sigur că aici e o coincidență fabuloasă, să găsim pe cineva care a trecut exact prin același loc și cu aceeași și aproape cu aceeași poveste. Însă încercările la care suntem supuși în viață sunt mult mai diverse și nu le judecăm doar din perioada comunistă, le putem judeca și acum. 0372069599. V-am rugat întâi de toate să vă puneți în pielea acestor oameni, să ne spuneți ce decizie ați fi luat voi, dacă erați siliți să vă despărțiți, dacă alegeați între soț și copii, între parteneri și copii, dar poate să ne povestiți și încercările prin care ați trecut. Gabriela, salutare, bine ai venit la România în direct. Bună ziua, domnul Striblea și invitatului dumneavoastră.
Te ascultă. Nu știu ce aș fi făcut atunci, dacă aș fi fost în situația dânșilor. Nu vreau să-i judec. Știu ce aș face acum. Ce? Eu. Probabil același lucru. Nu aș lăsa pe nimeni în urma mea, dacă este să vorbim despre iubire. Știu sigur asta despre un personaj care este fratele meu, pe care nu l-aș lăsa în urmă niciodată. Indiferent de situație. Și mai sunt vreo două persoane pe care la fel nu le-aș lăsa niciodată în urmă. Indiferent de ce sacrificiu ar fi vorba. Dar dragostea. Dragostea este la fel peste tot, domnul Scriblea. În România, ca oriunde în lumea asta, la fel, natura umană, cum spunea invitatul dumneavoastră, nu s-a schimbat foarte mult, cel puțin în ultimii 2000 de ani. Nu cred. Este la fel de complicată și România, la fel de complicată și în Anglia, oriunde, în alt loc, de pe planetă. Relațiile interumane sunt foarte complicate. Care e... Foarte complicate. Care e sacrificiul? Nu este ușor. Depinde de conjunctură, de momentul istoric. Sacrificiul meu personal, nu pot să spun că am fost pusă în situația unui sacrificiu neapărat în viață. Nu am avut situații limită, extreme, în care să pot să spun că am făcut niște sacrificii extraordinare. Cunosc povești de genul pe care le spunea domnul Bejan mai devreme, de la bunicul meu, din epoca aceea de glorie, tristă, foarte tristă, foarte tristă. Multe povești triste. Știu securitatea care venea la bunicul meu la ușă. De două ori știu când au venit după el noaptea. Noaptea, numai noaptea veneau. Niciodată ziua. Securitatea nu venea niciodată ziua. Tot timpul venea noaptea. Noaptea. De două ori au venit după el. Din fericire, nu l-au luat niciodată. A scăpat. A scăpat. Dar cunosc multe, foarte multe, foarte multe povești, foarte multe drame, din păcate, din acea perioadă în care oamenii erau luați, nu s-au mai regăsit niciodată, nu i-a mai găsit nimeni niciodată, nu a mai aflat nimeni niciodată nimic despre ei. Am pus astăzi o întrebare care să sigur... Să judecăm acum ce s-a întâmplat. Am pus o întrebare care nu știu dacă e cea mai strălucită din lume, dar sincer m-am uitat pe rata divorțurilor din România, e mult mai mare, căsnicile durează mult mai puțin decât în trecut și acum voiam să vă întreb dacă în trecut sau de ce erau familiile mai trainice în trecut. Aveau mult mai puține lucruri exacte la care se raportau. Mult mai puține. Lucrurile erau mult mai clare decât acum. Valorile erau altele decât acum. Oamenii în trecut se raportau, cel puțin bunicii mei, în primul rând la pământ. La pământ? Oamenii erau foarte legați de pământ. Pământul. Pământul era foarte important. Pământul, ograda, comunitatea. Ce spun oamenii din asta erau. Astea erau valorile foarte mari. Lucruri. Alea erau valorile de atunci. Pământul. Să citim Ion. Ion. Ion care ne spune exact de unde venim. Și observație. Ion. Nu m-am gândit niciodată așa. Mulțumesc tare mult, Gabriela. Asta e o surpriză. Nu m-am gândit. Ai interpretarea asta, Radu Vancu? Da, cred că e exact. Erau legați de pământ. România era o țară cu o preponderență rurală foarte marcată. Puțină lume trăia, de fapt, la oraș. Puțină lume avea dinamica asta socială, profesională a orașului. Erau oamenii ai locului, ai pământului. Și atunci, dacă divorțai, ar fi trebuit să pleci, să spunem. Cineva ar fi trebuit să plece, soțul sau soția. Și nu aveau conceptul de plecare, de fapt. Știți de ce facem discuția asta astăzi, pentru cine n-a prins de la început acest program? Suntem la Sibiu, suntem la festivalul de film documentar Astrafilm. Aici sunt proiectate documentare printre cele mai bune din lume
Și toată discuția noastră a plecat de la o poveste care va apărea în această după-amiază, la 5 după-amiază, aici la Sibiu. Este povestea unor deportați într-un lagăr la Lățești, iar acolo sunt puși în fața unei alegeri teribile. Puteți să vă salvați copiii dacă divorțați. Tu, doamna acestei case, dacă ți iei cei 7 copii, dacă ți iei să iei de aici, dintr-un loc în care o să moară, trebuie să divorțezi. Pleci, uiți de tot, lași totul în urmă. E doar unul dintre filmele de aici. O să vă mai povestesc pe parcurs către ce ne îndreptăm. Cred că e Daniel la telefon. Salutare, bine ai venit. Salutare, bine v-am găsit. Da, nu știu neapărat dacă se pune problema alegerii între dragostea de soț și cea de față de copii, pentru că nimic nu-i garanta ei că dacă pleacă împreună cu copiii, securitatea, pentru că trebuia să plece împreună cu un reprezentant al securității, va avea grijă, într-adevăr, de ea. Nimeni nu-i garanta. Probabil că a presărat să stea alături și să simtă altfel să se lupte cum poate din acel lagăr. Asta una, la mâna. Și referitor la a doua întrebare de colegi, de bunicii, părinții noștri. Mm-hmm. Cred că dragostea e aceeași. Cred că diferă doar cum este raportată ea la valorile societății, la cum e percepută în societate. Cum a spus și antevorbitoarea, era vorba și de cum erau legați de o casă, de pământ, de cum percepea societatea acel legământ față de familie. Să nu uităm că bunicele noastre trăiau și momente crunte de violență în familie, din păcate, momentele le cunoșteau toți, da. Din sat, toți din familie. Însă erau ținute acolo sub preș pentru că trebuie să reziști. N-aveai unde să fugi. Și au fost multe cazuri și nu trebuie să uităm. Da, exact. Mă uit aici, poate e o interpretare mai bună a ratei divorțurilor. În 1990, o căsătorie din 6 se desfăcea, astăzi o căsătorie din 4. Așa a progresat, astăzi datele Institutului Național de Statistică, 30 de ani mai târziu, de fapt. E posibil ca unii oameni să-și fi căutat libertatea astfel, ceea ce probabil că înainte nu se făcea. Corect, corect. Și să nu uităm că suntem societatea care a interpretat în cel mai greșit mod cu putință democrația. Adică? Am pus semnul între democrație și facem ce vrem. Așa, nimeni nu s-a spus că, de fapt, democrația înseamnă altceva. Da, l-am văzut pe Raduvan cu... o posibilă interpretare. L-am văzut pe Raduvan cu dând din cap. De ce? Adică... Pentru că sunt atâtea locuri pe pământul ăsta în care democrația arată chiar mult mai îngrozitor decât în România. Asta în primul rând și în al doilea rând nu sunt sigur că e o cauzalitate directă între democrație și divorțuri. Nu, poate fi... N-am zis că este cauzalitatea directă. Poate fi una dintre cauze, un aspect, o interpretare. Atunci mult mai multă lume a dorit să fie liberă. Pentru că ăsta era cuvântul care se promova atunci, imediat. Libertatea. Da, și de aceea. E posibil. Nu este o cauzalitate directă, dar poate fi. Da. Iar sacrificii nici eu nu am fost pus direct și într-un mod teribil în fața unei situații să aleg ceva între familie și altceva. Însă consider că fiecare dintre noi care vrem să ne ținem familia apropiată trebuie să renunțăm mult la natura noastră umană, la egoism, la răutate, la propriile nevoi, în favoarea nevoilor familiei și a celui sau celor care ne sunt alături. Asta e un sfat sau e o constatare de viață? E constatare. Constatare? Ce vârstă ai? 43. 43, e deja la vârsta potrivită să ai o astfel de experiență. Mulțumesc tare mult, Daniel. 0372069599. Un test, dar și o dezbatere astăzi aici de la Sibiu. Paula, ești la România în direct. Bun găsit. Vreau să fac mai întâi un disclaimer. Vin dintr-o familie greco-catolică care a experimentat direct ce înseamnă să te oblige regimul să renunți la ceea ce crezi sau la ceea ce ești, pentru că nu se potrivește cu regimul politic care a venit la putere.
Dar pentru mine este, cred că cât se poate de clar, că oamenii aceștia presați de un regim politic să renunțe la soț, la soție sau la copii, nu ar fi făcut-o niciodată într-un asemenea context. Era vorba doar de supraviețuirea fizică și, în final, spirituală a lor. Nu cunosc familii în cercul foarte apropiat în care soția preotului tânăr de 27-8 de ani, fiindcă a fugit de securitatea care a venit noaptea să-l ia, așa cum spunea cineva înainte, da, veneau doar noaptea să ia pe dușmanii poporului cu ghilimele de rigoare, a fost urcată vreme de vreo 7 ore pe durata nopții cu picioarele pe soba încinsă până la roșu, ca să spună unde e bărbatul. Femeia nu a spus. După care au bătut-o, au lăsat-o într-un lac de sânge, au trecut aproximativ 2 sau 3 luni. Este vorba despre familia Roșca, aș vrea să spun și lucrul ăsta. Familia Roșca din Ibănești, județul Mureș, Aurelia Roșca și Ioan Roșca. Nu mai sunt de multă vreme în lumea celor drepți. Dar s-au întors cei de la securitate pentru că nu l-au găsit pe preotul Roșca nici după 2 luni ca să îl ducă să-l ancheteze pentru că făcea parte dintr-o religie căreia regimul a decis să-i suspende dreptul de a exista. Biserica greco-catolică a fost scoasă în afara legii de regimul comunist în 1948. S-au întors după vreo 2 luni și au reluat-o pe preoteasa Roșca din nou la același tratament și fiindcă nu a cedat, au trecut la smulgerea unghiilor de la picioare. Femeia nu a divorțat, nu și-a abandonat bărbatul, a făcut în cele din urmă, pentru că pe preot l-au prins, a făcut pușcărie, s-a întors din pușcărie și au murit de bătrânețe undeva prin anii 2000 amândoi. De unde această putere? Adică v-au spus vreodată de unde această putere? Odată credința în ei și odată credința în Dumnezeu. Că nu poți merge singur pe drumul ăsta și sunt ferm convins că toți cei care au trecut prin ororile astea invoc această credință în Dumnezeu. Nu-i suficient ceea ce reziști tu fizic. Trebuie să te raportezi la ceva dincolo de umanul ăsta așa cum e el, imperfect. Asta odată. Și doi, mi s-a părut foarte interesantă analogia cu romanul Ion al lui Rebreanu. Da, legătura pământului cred că a fost mare la acești oameni, pentru că pământul nu te lăsa pur și simplu să te înstrăinezi de-ai tăi. Și când zic de-ai tăi, gândiți-vă că oamenii ăștia au crescut, au făcut familii în comunități unde au rămas să aibă grijă de copiilor și de bătrânilor. Nimeni nu rămâne în urmă. Familia tânără cu copii de anumite vârste aveau grijă în egală măsură și de bătrânii care ajung neputincioși, așa cum aduce bătrânețea. Ori noi suntem acum o societate, fiindcă făceați referire la rata divorțurilor, care fără îndoială e o realitate. Dar noi suntem o societate care aruncă lucru care s-a stricat, lucru care s-a îmbolnăvit, care nu mai e bun, pentru că poate cumpăra ceva nou. Și poate că e, nu știu, impactul civilizației urbane. Contează și lucrul ăsta. Și faptul că în comunitățile în care trăiau acești oameni a existat o lungă perioadă de timp o formă de rețea de susținere care era o formă de rezistență împotriva regimului comunist. Oameni care se ascundeau unii pe ceilalți ca să nu fie prinși în măsura în care puteau fi ascunși ca să nu fie prinși, sau oameni care îi ajutau pe alții care erau ascunși. Mă pot duce până la partizan, dar nu e nevoie să vorbim
de partizani. Vorbim pur și simplu de oameni care au fugit pe moment din calea deciziilor samavolnice ale securității și ale noilor legi aduse de omul nou și de comunismul poate, din România. Poate e un clișeu, te-am ascultat cu mare atenție. Poate e un clișeu și îl întreb aici pe Radu Vancu, erau mai tari oamenii din trecut sau veneau greutățile mai des peste ei? Poate noi trăim într-o epocă de prosperitate, de mai puține necazuri, nu știu, le creăm de unii singuri. E adevărat că prosperitatea moleșește, nu? E o constatare deopotrivă sociologică, antropologică și în toate felurile. Însă mă tem că dacă am fi nevoit să trecem prin ceva similar, am suferit la început mai mult. Însă până la urmă cred că celula umană s-a reactivat. Eu am încredere în forța omului. Ascultând și povestea doamnei Gabriela și povestea domnului Bejan înainte și celelalte, mi-am adus aminte de ceva ce spusese Țelan, ai cărui părinți fusese răuciși în Holocaust. El spunea că literatura e proba că omul poate fi distrus, dar nu poate fi ucis. Poate fi ucis, dar nu poate fi distrus. Toate aceste povești care se întorc pentru a face dreptate și pentru a ne reda încrederea în om, conțin exact asta. Încrederea în faptul că dincolo de slăbiciunile noastre individuale, avem ca specie forța morală de a merge mai departe. Îți mulțumesc tare mult, Paula, pentru povestea ta. Ne dă putere. Și la 0372069599 am hotărât tocmai că vom prelungi un pic emisiunea de astăzi. Rugămintea mea la Sorin Niculescu este dacă putem să luăm publicitate acum ca să ne întoarcem înainte de ora 2. Știu că este Lucia la telefon. Lucia, imediat o să venim la tine, ascultăm povestea ta și gândurile tale. Vă mai spun o dată, noi suntem acum la Sibiu, la Festivalul de Film Documentar Astra. Avem în față o piesă de teatru și un film important, vorbim despre ele, dar în același timp sondăm și părerea voastră despre modul în care legăturile dintre noi sunt mai trainice sau mai slabe în ultimii ani. Luăm acum publicitate și ne întoarcem aici, la Sibiu, pentru o scurtă continuare a României în direct. România în direct la Europa FM.
Direct. Cătălin Striblea la Europa FM. V-am propus să prelungim un pic astăzi România în direct, datorită interesului vostru. Mulțumesc pentru cei care sunați și mulțumesc că aveți curajul să împărtășiți așa povești aproape unice. Lângă mine aici la Sibiu este scriitorul Radu Vancu. După ora 17, astăzi moderez o dezbatere la această secțiune a Festivalului de Film Documentar Astra, chiar despre această poveste pe care astăzi o avem în față, și anume povestea din lagărul de la Lățești. Cine vine la dezbatere, Radu Vancu? O să fie prezent online Andraș Vișchi, autorul piesei și personajul ei, copilul supraviețuitor din lagăr, și Melissa Lorraine, actrița din Chicago, care a jucat această piesă de peste 300 de ori și care a cu care Andraș Vișchi a regizat un documentar despre rima dintre viața ei personală, privată, și tragedia istorică despre care e vorba în piesă. O să fie online pe pagina de Facebook. O să fie online pe pagina Astrafilm. O să puteți vedea acolo și să urmăriți dezbaterea. E ceva mai târziu decât piesa de teatru, cred că. Cred că la 6.40. La 6.40, cine intră pe pagina de Facebook de la Astra Film Festival, poate vedea acolo. O să vă mai țin la curent cu ce se întâmplă la Festivalul de Film Documentar Astra, dar știu că e Lucia de ceva vreme pe fir. Sper să mai fie acolo. Povestea e în felul următor. O familie este pusă în fața unei alegeri dificile. Într-un lagăr la Lățești, 1958, în Bărăganul din România, li se spune așa, dacă ea divorțează, poate să-și ia copiii din fața morții și să plece liniștit acasă. Condiția e să-și lase soțul acolo și să plece, să divorțeze. Lucia, salutare, cum judeci situația asta? Bună ziua! N-am fost în lagăr, dar sunt fiica unui fost deținut politic. Și era în o toamnă târzie, în 1956, când a intrat noaptea poliția cu câini, ne-a spart ușa, eram cu mama și cu fratele meu și cu mama mamei mele. Aveam 8 ani, fratele 12, tatăl fugise, că se auzise că sunt vânați cei care erau contra regimului și care se întruneau undeva într-o localitate aproape de Ploiești, nu știu ce țineau acolo, discuții contra regimului. În noaptea aceea, deci la miezul nopții sau după miezul nopții, ne-am trezit cu, v-am zis, cu securitate, am greșit poliția, cu câini lupi. Au obligat-o pe mama să se îmbrace, n-a fugit, n-a plecat de acolo, în fața lor și-a schimbat pijamaua și a pus altceva și au luat-o la securitatea din Ploiești, iar noi am rămas sub paza unor securiști. A doua zi m-a trimis la școală, fratele meu nu putea să meargă pentru că era bolnav și am rămas cu bunica, deci din partea mamei. Mi s-a atras atenția la școală să nu spun nimic învățătoarei și nu mai continui. Deci tatăl meu a fost prins în București, ca să zic așa, și după aceea a fost eliberată mama din securitatea de la Ploiești, de la securitate de la Ploiești. A fost inițial... Alo? Da, te ascultăm cu mare atenție. Am un pic și radio-ul deschis și n-aud prea bine aici. A fost inițial condamnat la închisoare pe viață și după aceea, în 25 de ani muncă silnică, întrucât ce aveam casa era numai pe numele tatălui meu, noi a trebuit să plecăm de aici, ar fi trebuit să plătim chirie, a confiscat tot ce era de confiscat, inclusiv farfurie, era un platou pe care mama punea mămăliguța, butelii și așa mai departe și tot ce aparținea lui. Am avut norocul să avem undeva tot pe teritoriul localității. Ce s-a ales de părinții tăi după isprava asta? Să vă spun imediat. Mă leg de chestia că și mamei mele i s-a cerut divorțul. Mama avea atunci 36 de ani, tatăl meu 44. Să divorțeze ca să poată să găsească un serviciu. Deci nici femeie de serviciu, nici absolut nimic, nu i-a acordat niciun fel de șansă. Ori și mama mea,
n-a divorțat de tata. Și Dumnezeu știe, nici nu vreau să mai redau, făcea cozonaci pentru o nuntă, gătea la câte o nuntă, creștea câte un porc cu ajutorul bunicii și vindea jumătatea de porc. Eu și fratele meu n-am putut intra la liceu, mi s-a dat dosarul înapoi, nici n-a discutat, cu toate că mama a mers să vadă lucrarea mea. După câți ani? După câți ani s-au revăzut? După câți ani s-au revăzut părinții tăi? Vă spun imediat succint, vă spun. Fratelui meu nici la școala profesională. Și să vă mai spun o chestie. 6 ani de zile nu am știut unde este. După nu știu câți ani, nu mai mi-aduc aminte, a fost tot așa ridicată de acasă de milițianul de la primărie, a luat-o cu tu pe maică mea să se ducă și a pus acolo ce găsise la taică-mi. Erau niște poze, verigheta, un ceas, niște bani și scria pe ele găsit la mine, fără nicio explicație. După 6 ani am primit prima carte poștală, scris, o avem și acum, scrisă mărunt, în care tatăl meu cerea mamei ca pe mine să mă ducă, că fusese întuse convulsivă și nu mai aveam voce acum o știa, să mă duc la tratament, săracul visa, fratele meu să facă profesională, să ne poată întreține, și a cerut un pachet pe care mămica l-a făcut cu ajutorul rudelor. În fine, deci după 6 ani am știut că a făcut cele mai grele. Aiud, gherla și, bineînțeles, a fost eliberat în 1964, când... Și atunci s-au revăzut părinții tăi? Eliberat deținuții politici. Și întâmplarea a făcut... Eu terminasem bine cu chiu cu vai prin... intermediul unor oameni de bine, ca să le zic așa, oameni care ne cunoșteau și care pe vremea lucrau și erau membri de partid și au pus obrazul numele nostru, că învățam bine și eu și fratele. Fratelui meu și de la școala profesională era să-i returneze dosarul și pentru mine s-a rugat cineva, domnule, uitați-vă ce știa copilul ăsta la 8 ani de ce face tatele, că merge la întruniri. Uitați-vă ce mediare. Măcar la profesională lăsați-o să intre. Și în 1964 eu terminasem profesionala, fratele meu terminase mai înainte, și în gara Ploiești, un profesor avut la școală s-a întâlnit cu tatăl meu pe care l-a cunoscut și între timp era și fratele în gară. Și l-a prezentat, tatăl meu a dat mâna și i-a zis, domnul Zaharia, știți cine este? Este Aurel, fiul dumneavoastră. Nici nu mai pot să... Deci, și tatăl meu a arătat ca în lagărele de la Auschwitz, aproape dinții se mișcau în gură, cadaveric, dar a știut să se protejeze, adică n-a început să mănânce, n-a început masiv sau așa, cu vitamine, cu nu știu ce, a fost un om căruia capul i-a mers foarte bine, că foarte mulți eliberați care au reușit să scape de acolo au murit că au venit și au mâncat săracii, în fine. Da, îți și mulțumesc. Și tatăl meu treptat da. Și a revenit. Ce mă bucur de chestiunea asta, așa, că... dar noi am mers cu tinicheaua asta de coadă nu știu cât timp. Toți anii comunismului, evident. Până când s-a făcut reabilitarea. Da. Lucia, îți mulțumesc tare mult. Îți mulțumesc. Secretară de partid și atunci îmi zicea că n-am ce să caut printre acești oameni. Eu. Firesc, că așa erau vremurile. Și am și zis. Mulțumesc mult pentru mărturia ta. Tatăl meu deja luase... obținuse serviciu, obținuse restituirea a ceea ce luase. Nu tot, dar locul, dar bine, locul părea ca o cocină, pentru că îl folosise în fel și tip. Nu mai comentez, deci cunosc ororile și... În prima mână. Îmi pare tare rău de ceea ce ai trăit, îmi pare tare bine că a existat o rezolvare la chestiunea asta. Da, îmi face impresia că Raduvancu, că am deschis niște traume ale poporului român, unele care n-au mai fost povestite de multă vreme, cel puțin în spațiu public, n-am mai avut chestiunea asta. Da, și se simte în vocile acestor oameni, în intensitatea lor, nevoia de a povesti. Mă gândeam la deținuta politică și scritoare Asli Erdoğan din Turcia lui Erdoğan, cu care nu are nicio legătură în afară de nume, ea spune undeva, adevărul e un cuvânt care nu poate să tacă. Acești oameni cu care vorbim, cu care vorbești, nu pot să tacă, nu vor să tacă și adevărul lor revine după decenii de ocultare și grație acestei emisiuni. Da,
E o continuare pe care am bănuit-o. Știi că ieri când vorbeam despre emisiunea asta, am spus mai multe direcții în care ea se poate duce și am spus așa la un moment dat, mă, oamenii își vor aminti datorită acestui film pe care încă o dată, sau acestei piese de teatru pe care după amiază la 17 o vedeți aici la Sibiu, oamenii își vor aminti de aceste povești îngrozitoare ale unei generații care din când în când au mai fost spuse, dar cred că merită spuse de fiecare dată. E un exercițiu de putere pe care trebuie să-l facem. Mai ales că mi-amintesc zilele trecute la România în direct, mi-au spus doi oameni, dacă nu mă înșel, în două zile diferite, domnule, pe vremea lui Ceaușescu, ăștia era mai bine, apăram țara pe vremea comuniștilor, ăștia sunt comuniștii despre care vorbeam atunci. Cred că mai avem vreme de un telefon. Hai să-l ascultăm pe Ionut, salutare! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, Cătălin, bună ziua, domnule Vancu! Bună ziua! Vedeți, toate aceste tragedii care se întâmplă, care ies acum la iveală, sunt tragice. Numai că sunt așa, într-un cont de umbră, nimeni nu mai vrea să le vadă, să le audă, probabil. Iar asta datorită societății românești, care de 30 de ani n-am făcut nimic pentru a trage la răspundere pe toți torționarii care au fost părtași la aceste tragedii. Uitați-vă ce se întâmplă zilele trecute la Pitești și au ridicat monument. Da. Și câtă lume din România știe despre ce s-a întâmplat la Pitești în timpul comuniștilor? Experimentul și Pitești, s-au scris cărți, s-au făcut filme documentare, există oameni care au dezvăluit. Nu știu cât de mult, într-adevăr, nu știu cât de mult a ajuns la masele largi. Iar monumentul despre care vorbiți, o inițiativă privată, înțeleg, a unor foști ofițeri de securitate, care au ridicat într-un cimitir un monument dedicat eroilor securității. Da. Cam așa era povestea. O inițiativă privată. Da, 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 privată. Cam așa, da, totuși. A reieșit că primăria, Europa FM, știrile, colegii mei de la știri au deselenit cumva cazul ăsta. E genul de situație românească în care primăria zice, domnule, nu e treaba noastră, Ministerul Apărării, că ei sunt responsabili sau de ei ține cimitirul respectiv, zice, nu e treaba noastră, e la primărie, și a rezultat că niște oameni cu de la sine putere au făcut treaba asta, au ridicat un monument. Da. Asta e. Da. Și memoria victimelor comunismului de-abia se deschide noul muzeu al comunismului sau al victimelor comunismului. Și asta este, deci, în toată societatea românească după Revoluție, toți oamenii colaboratorii s-au pus în tot felul de funcții. Nimeni nu s-a dat la o parte. Și de aici am ajuns în situația asta. Deci este tragic, o grămadă de tragedii ceea ce s-a întâmplat. Nu știu dacă, eu cel puțin nu pot să zic, în situația, dacă aș fi pus în situația aceea, aș fi putut să fac. Este foarte greu să te gândești la așa ceva. Radu Vancu e de părere că noi găsim puteri să facem lucruri bune. Așa zicea mai devreme. Da. Așa este. În situații critice, omul găsește probabil puteri nebunuite. Așa. Și acum, nu știu cât dreptate probabil o să se facă cu piesa de teatru sau cu dezvăluirile astea. Uite, pentru că nimeni n-a plătit cel puțin moral pentru toate victimele comunismului. Uite, să-ți răspundă Radu Vancu. Se face dreptate într-un fel? Nu se face dreptate, evident, dar cred că unul din câștigurile prețioase este că vedem că poporul român, ca să folosesc un cuvânt mare, are o fibră morală mai rezistentă și mai admirabilă decât am credea când suntem prea obosiți de ce se întâmplă în jur. Sunt sute, mii, zeci de mii de oameni probabil care au rezistat, care au înfruntat răul și care au avut forța asta, ca puși în fața unor alegeri limită, cum a fost asta, să supraviețuiască, să meargă mai departe, să construiască familii, să construiască iubire în jurul lor. Asta mi se pare unul dintre lucrurile admirabile pentru care mărturile astea sunt atât de prețioase. Un popor, zice undeva Max Weber, este o comunitate de sentiment și de memorie. Și cred că astea, poveștile de genul ăsta, sunt liantul care poate lega comunitatea de sentiment și de memorie care trebuie să fim.
Mulțumesc tare mult, Ionuț. Da, aici sunt de acord, da. Mulțumesc tare mult, mulțumesc de concluziile tale. Sunt importante, sunt poate cele mai importante pe care le auzim. Pentru că astăzi am deselenit o zonă despre care rare ori mai vorbim. Știi când mai vorbim? Radu Vancu, uite acușca, când vine pe 21-22 decembrie, sau la voi la Sibiu ceva mai devreme, vorbim atunci, ne aducem un pic aminte și cam asta e. Cred că ăsta e marele merit al piesei de teatru pe care diseară o însoțești la discuție. Eu așa mă gândesc. Da, vorbește cumva și despre cazul românesc, evident, și vorbește despre natura umană, cu altă vorbă mare. Mi-am adus aminte în timpul discuțiilor de un alt film documentar la care am participat și eu, invitat de Marcy Shore, istorica de la el, soția lui Timothy Snyder, amândoi două celebrități acum, un film despre supraviețuitorii lagărului nazist, adică Holocaustului, ca să spun mai direct. Erau niște cazuri cutremurătoare. O doamnă care încă mai trăiește, e foarte în vârstă, care copil fiind a fost dusă de mama ei la marginea, înainte să fie arestată mama, și mama i-a spus: fugi și nu te uita în urmă, dacă mă iubești, fugi și nu te uita în urmă. Fetița a fugit, avea 10 ani dacă nu mă înșel, fetița a supraviețuit, mama nu. Genul ăsta de povești frisonante, care nu sunt la fel de intense ca și povestea de astăzi, sunt cele care îți arată că omul, cum spuneam cu vorba lui Țelan, poate fi ucis, dar nu poate fi distrus. Doamna aceea spune în documentar că pentru ea mama ei este vie și la 6-7 decenii după dispariție. Vorbesc zilnic, deși n-am mai văzut-o niciodată, vorbește zilnic cu mama ei de 6-7 decenii. O poveste extraordinară, ca și multe altele aici la Festivalul de Filme Documentare Astra. Atenție, ce am vorbit noi astăzi este desprins doar dintr-o secțiune a festivalului, să le spunem oamenilor. Aici realizatorii de film vorbesc de mult mai multe lucruri. Diseară vine Alex Dima cu filmul său de la ProTV, Din România te iubesc, statul degeaba. Mâine se difuzează și o să fie și o dezbatere la care iau parte după film, care e la ora 19 la Cinegold. Mâine vin jurnaliștii de la Recorder cu Prețul tăcerii. A, să veniți aici la Sibiu, că e foarte bine, pe după amiază așa, să vedeți cine și cum mai ia bani de la partide politice, în ce situații. O să fie distractiv mâine cu Recorder și cred că în seara asta sau mâine am pierdut firul, dar e un film care se potrivește extrem de bine acestei zile, ca să încheiem în altă notă. Se numește Vulturii din Țaga. Nu știu, ai auzit de el, Radu? Cred că ai auzit. Vulturii din Țaga este filmul documentar despre cea mai proastă echipă de fotbal din România. Sigur, cealaltă decât FCSB, și care va fi proiectat aici, o echipă de la țară care în întreaga ei istorie este renumită pentru bătăile pe care le ia. Din multe puncte de vedere, chiar și este un popor extraordinar. Îți mulțumesc pentru prezență. Eu îți mulțumesc pentru invitație. La 18.40, pe pagina de Facebook a Astra Film, moderez dezbaterea cu autorul acestei piese de teatru și sunt sigur că poveștile pe care le vor auzi oamenii acolo sunt răvășitoare. Pe cei care mai aveți timp și putere, azi și mâine la Sibiu consultați programul Astra Film Festival, vă invită aici și e un weekend, să știți, cu adevărat superb. Mulțumesc încă o dată, România în direct se încheie aici, eu sunt Cătălin Striblea, spor la treabă! Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.